a fost anul acesta pentru tine? Din multe puncte de vedere a fost un an reușit. Am fost la ferma vedetelor, la ferma, și acolo am făcut o emisiune foarte frumoasă și chiar și multă lume spune: mamă, te-am cunoscut adevărat acolo la acea emisiune. Am avut și un meci revanșa cu Daniel Sam, am organizat și încă două gale. Am avut un an extraordinar. 2019 a fost un an extraordinar pentru mine și sper că anul 2020 să fie la puterea a doua. Dar ce să ne așteptăm de la Cătălin Moroșanu în 2020? Bă, așteptați-vă la o luptă în 2020. Așteptați-vă la o luptă în 2020, că s-ar putea să fac o luptă. Nu vă spun unde, dar să vă așteptați la o luptă. Nici cu cine? Cu cine nu va fi român, asta vă spun sigur. Ca să nu să creadă lumea că mă lupt cu un român, știți voi cu cine? Nu. Dar va fi o luptă interesantă și vom da detaliile cam prin ianuarie, februarie, deja vom ști cu cine o să mă lupt. Ai spus că știam noi cu cine, dar au fost presiuni sau au mai fost discuții în acel sens să te lupți cu Daniel Ghiță? Au mai fost discuții. Cred că oriunde merg pe stradă sunt întrebat: domnule, când te bați cu Daniel Ghiță? Nu cred că o să mă lupt vreodată cu Daniel Ghiță. La felul cum se comportă, la felul cum vorbește, la felul cum dă în sportul ăsta, dă în toți sportivii, în tot acest fenomen, fenomenul kickboxing în România, nu pot, pentru că nu a fost fair play față de noi și cred că dacă aș face un meci cu el, aș ridica foarte mult valoarea, fără lipsă de modestie, și știți că eu nu mă simt figurant, dar la faza asta chiar i-aș ridica valoarea din punctul meu de vedere ca imagine. Ca să vorbim și de lucruri puțin mai fericite, urmează Crăciunul, cum îl petreci? Urmează Crăciunul, petrec alături de familie, va fi un Crăciun foarte frumos, clasic, nu? Cu Moș Crăciun, cu bomboane, cu chestii, cu porc, cu vin roșu și așa mai departe. Nimic deosebit. Dacă spui că urmează o luptă la anul, ții dietă sau... Haideți să vă spun, m-am îngreșat și nu mă plac deloc, așa că știu că dacă în anul 2020 voi avea un meci, voi avea motivație să slăbesc. Deci clar că acum până în ianuarie mănânc de toate. E sărbătoare, trebuie să mă bucur de fiecare moment. Dar după în ianuarie, cum face tot românul, gata frate, intrăm la sală, la cură, știți cum suntem cu toții, în ianuarie gata, slăbim. Da. Și ce aștepți cu nerăbdare să mănânci și pe masa de Crăciun, de pe masa de Crăciun? Păi ce pot să mănânc? Ce face mama? Răcituri, îmi place foarte mult șoricul, vinul roșu, căpșunică de la mine din Moldova, da? Căpșunică, să știți, e cel mai bun vin roșu, ever, vă spun de pe acum. Să mă întorc puțin la luptători. După părerea ta, care ar fi luptătorul anului 2019? Luptătorul anului 2019? Dintre sportivii români sau... Da, dintre sportivii români. Eu cred că îl excetăm pe Beni Adegbui, care a avut un meci cu D'Angelo Marsha și a avut un singur meci anul ăsta. Că dacă Beni Adegbui avea mai multe meciuri anul ăsta, cu siguranță era luptătorul anului detașat. Dar din punctul meu de vedere, la Dynamite Fighting Show, luptătorul anului este Florin Labagiu, este Rambo. E Rambo, fraților. Deci a câștigat și piramida aia foarte tare, de 4. L-a învins și pe Ștefanovski, care era neînvins în România. L-a bătut și pe Tolea. Florin Labagiu este luptătorul anului, din punctul meu de vedere, la promoția Dynamite Fighting Show. Dacă le-au pe el, dacă iau la nivel general și ca și valoare, Beni Adegbui, clar că în ultimii 3-4 ani domină kickboxing-ul din România. Spuneai de Rambo, îi va oferi revanșa lui Tolea? Să știți că suntem în discuții. Într-adevăr, își dorește foarte mult Tolea revanșa cu Rambo, vrea să demonstreze că îl bate pe Rambo, vrea să slăbească la un moment dat, a zis că, domnule, Rambo, te-ai bătut cu un grasc, acum vreau să slăbesc pe cel ca să te bat. E foarte ambițios, am văzut o ambiție foarte mare la Tolea și cu siguranță voi face o revanșă și va fi revanșa între Tolea și Rambo. Vă spun acum, în acest moment, revanșa va fi, vom afla data și vom anunța. Să ne așteptăm la mai multe gale Dynamite Fighting Show. 5, vedeți câte deci am la o mână? 5 gale vor fi la anul. Perfect, la fel așteptăm. Și eu vă aștept cu mare drag și sperăm să iasă evenimente cât mai frumoase.